Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Mai sunt doar câteva zile și începe cea de-a treia ediție a concursului pe teme de cultură generală The Best. Până acum, din păcate, avem trei echipe ce au fost eliminate în urma preselecțiilor. Este vorba despre liceul de la Câmpina, liceul forestier, despre Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, dar și despre liceul tehnologic Victor Slăvescu din Ploiești. Restul echipelor au trecut de preselecții și așteaptă cu nerăbdare tragerea la sorți, care va avea loc aici, în studioul VPTV, joi, începând cu ora 19. Date fiind spuse aceste lucruri, doamnelor, domnilor, am ajuns la echipa cu numărul 19. Sunt extrem de emoționați, extrem de tensionați, sau cel puțin așa îi simt eu. Este vorba despre liceul de la Slănic, liceul teoretic Șerban Voda. Bună seara, copii! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Am exagerat? Sunteți sau nu sunteți emoționați și tensionați? Suntem, ca întotdeauna. Și da, trecută, când am fost, tot așa. Haide, tot așa, ați fost emoționați, dar sperăm noi să fie emoții constructive, nu-i așa? Doamne, haide să-i cunoaștem, doamnelor, domnilor, pe cei care vor, sper eu, că vor reprezenta echipa de la Slănic, echipa liceului Șerban Vodă în competiția The Best. Începem cu Irina Pătrașcu de la clasa 9-a. Bună seara, Irina! Bună. Bianca Neagu de la clasa 10-a. Bună seara, Bianca! Bună. Paul Miclea, bună seara, clasa 11-a, și Laura Diaconu, clasa 12-a, bună seara. Paul, tu ești singurul care a participat la competiția The Best, mă refer la formula în care voi sunteți prezenți în această seară în studio. De ce din nou? Și tu o să-mi spui de ce nu? Îmi place spiritul competitiv și vreau să arăt că știu mai multe și că putem și noi să ajungem în finală. Paul, cum ți s-a părut prestația voastră, a voastră a echipei de la Slănic data trecută? Și ce sper tu că se va întâmpla în această nouă formulă? Eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Pot să spun că puteam și mai bine, dar acum sper, inițial vreau să ne calificăm. Vreți să treceți de aceste preselecții, practic? Da. De acest hop. Și apoi veți vedea. Apoi... Hai să vorbesc puțin și cu fetele, nou intrate în concurs. Irina, tu ce faci? Ai niște emoții fantastice sau ăsta ți este felul? Am emoții. Din ce cauza emoții? Nu știu cum o să fie. Ai urmărit edițiile trecute sau ți-a povestit Paul, colegul tău? Am urmărit. Și cum ți s-a părut? A fost frumos, interesant. Dar e altfel când ești tu pusă în postura de a răspunde la întrebări? Da. Decât în momentul în care stai și te uiți de acasă sau din sală? Da. Bun, hai să trecem mai departe. Bianca. Bianca, tu la fel nou intrată în această competiție. Da. Ce te-a motivat să faci acest lucru? Am fost și anul trecut ca rezervă. Așa. Și n-ai avut norocul de a intra în competiție, nu-i așa? Ai tot sperat, probabil? Da, și i-am susținut și atunci pe colegii mei și acum vreau să arăt că putem să ajungem cât mai departe. Știi, Bianca, sunt 6 domenii. Cu întrebări, zic eu, destul de grele. Pentru că nu-i așa, fiecare liceu își trimite în acest concurs cei mai buni elevi. Crezi că te vei descurca? Există discipline pe care tu le stăpânești foarte bine? Cred că mă descurc la toate disciplinele la fel și la asta fel și colegii. Foarte bun. Laura, tu? Eu am foarte puține emoții, sper doar să reușim să trecem. Extraordinar. Transferă și colegilor tăi de echipă această bună dispoziție și această degajare și detașare. Nu? Păi, ca să reușim, trebuie să lăsăm deoparte toate emoțiile. Și o ultimă întrebare înainte de a trece la întrebări. Știți să lucrați în echipă? Da. Da. Da, o să arătăm asta. Vom vedea la finele acestor preselecții care vă dau mari emoții, sau cel puțin ție, Paul, îți dau mari emoții. Nu mai prelungim emoțiile și trecem la întrebări. Paul, tu ești șeful echipei, te-am desemnat fiind singurul băiat. Prima întrebare pentru liceul de la Slănic, întrebarea cu numărul 1. Fiți foarte atenți, este o întrebare din domeniul arte și sună în felul următor. Impresie răsărit de soare se numește acest tablou pictat în anul 1872 în Franța, înfățișând portul Le Havre, care a dat totodată și numele noului curent artistic numit impresionism. Cine a pictat acest tablou? Varianta A, Pierre-Auguste Renoir. Varianta B, Paul Cézanne. Și varianta C, Claude Monet. Aveți un minut la dispoziție pentru a vă consulta și pentru a-mi da răspunsul pe care, bineînțeles, îl considerați a fi corect.
Prima întrebare, doamnelor, domnilor, pentru liceul de la Slănic, liceul Șerban Vodă, o întrebare din domeniul arte. Mai aveți 24 de secunde, copii. Și mai avem 5 secunde. Lăsăm cronometrul să stop cronometrul. Paul, te ascult. Ia răspunsul B, credem că este cel corect. Voi spuneți că ar fi vorba despre Paul Cézanne, iar eu vă spun că este vorba despre Claude Monet. Acesta era răspunsul corect, nu e niciun fel de problemă, mai avem 9 întrebări, nu vă demoralizați, mergem mai departe cu cea de-a doua întrebare. Numărul 9. Întrebarea cu numărul 9. În enunțul, este o întrebare din gramatică. În enunțul, ne pregătim să câștigăm concursul. Avem varianta A, două predicate nominale. Varianta B, două predicate verbale. Și varianta C, un predicat nominal și unul verbal. Imediat vă dau și bilețelul, poftiți. Un minut la dispoziție. Putem să oprim cronometrul? Sunteți 100% siguri? Da. Dacă nu, noi îl putem lăsa să meargă și voi vă mai gândiți. Cum hotărâți? Bun, atunci oprim cronometrul, îmi spun cei de la Șerban Vodă, iar eu te ascult, Paul. Răspunsul B, două predicate verbale. Răspunsul vostru este răspunsul B, două predicate verbale. Este răspunsul corect. Felicitări! Primul punct pe care voi îl acumulați în această seară. Curaj, mai departe. Întrebarea cu numărul 3. Numărul 3. Tot o întrebare din arte. Mare atenție! Care dintre compozitorii de mai jos reprezintă curentul impresionist? Varianta A, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin. Varianta B, Bach, Vivaldi, Scarlatti, Corelli. Și varianta C, Debussy, Ravel, Satie, Manuel de Falla. Imediat vă dau și biletul și start cronometru. Care dintre compozitorii de mai jos reprezintă curentul impresionist? Trei variante de răspuns. Mai aveți 12 secunde. 10? 9? Nu mai este nevoie. Nu mai este nevoie, așadar oprim cronometrul și ascult varianta voastră de răspuns. Varianta C. Debussy, Ravel, Satie, Manuel de Falla. Este răspunsul corect pe care voi l-ați dat. Două puncte până în momentul de față. Două răspunsuri corecte, așadar. Mergem mai departe la întrebarea cu numărul 4. 17. 17. Sportul vă place? Da. Nu o să vă pun nici să faceți genuflexiuni, nici. Dar o să vă pun să-mi răspundeți corect la următoarea întrebare. Sper eu corect. 17, da? Da. Care este deviza olimpică oficială? Citius, mai repede. Citius, altius, fortius, mai repede, mai sus, mai puternic. Altius, mai sus, sau fortius, mai puternic. Întrebarea cu numărul 17 și variantele de răspuns. Da, sunt. 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 Da, sunt.
26 de secunde. Mai, vă grăbiți, nu? Nu ne grăbim. Să nu vă certe, domnul profesor, pentru că l-am auzit înainte de a intra în direct, când vă spunea, folosiți minutul la maximum. Nu ratați nici măcar o secundă. Nu-l ascultați. Nu-l ascult. Nu vă ascultă, domnul profesor, asta este. Oprim cronometrul, eu ce să le fac? Vă ascult, copii. Varianta B. Varianta B. Citius, altius, fortius. Mai repede, mai sus, mai puternic. Este și varianta corectă de răspuns pe care voi ați dat-o. Trei răspunsuri corecte, unul greșit până momentul de față și am ajuns la acea rubrică ce știu că vă place vouă foarte mult de tot pentru că ați urmărit, nu-i așa, și emisiunile anterioare. În secundele următoare, în monitorul din fața voastră, va apărea un personaj. Aveți un minut la dispoziție, vă gândiți și îmi spuneți care este numele acestuia sau acesteia. Vedem imediat. Uitați-vă foarte bine la fotografie și îmi spuneți despre cine credeți voi că este vorba. Putem da răspunsul? Măi, puteți da răspunsul. Esențial este să fie și răspunsul corect, dacă voi sunteți siguri că este răspunsul corect. Noi credem că este Ioan Slavici. Stop cronometru, stați puțin. Oprim cronometrul și te ascult, Paul. Ioan Slavici. Ioan Slavici, spune echipa de la Slănici și într-adevăr este vorba despre Ioan Slavici. Ați dat un răspuns corect și de această dată, îl trec aici. Avem 4 răspunsuri corecte. Mai aveți nevoie de unul singur pentru a vă califica și de toate pentru a pleca acasă, nu-i așa, cu fruntea sus. Corect? Mergem mai departe. Paul. Întrebarea cu numărul 4. Întrebarea cu numărul 4. Sună în felul următor. Este o întrebare din istorie. Istoria vă place? Da. Da. Okay. În procesul de romanizare au fost adoptate mai întâi. Varianta A. Elementele de cultură materială. Varianta B. Obiceiurile romane. Varianta C. Credințele romane. Imediat vine și bilețelul. Și 5 de secunde mai aveți. La religie, știu că religie. E obligată. Luăm credințe. 10 secunde. În procesul de romanizare au fost adoptate mai întâi. A. Elemente de cultură materială. Stop cronometru. Obiceiurile romane sau credințele romane? Ce îmi spuneți voi? Credințele romane. Voi îmi spuneți credințele romane, adică ați ales varianta C. Da. Din păcate, în procesul de romanizare, din păcate pentru voi, nu din păcate pentru procesul în sine, au fost adoptate mai întâi elementele de cultură materială. Varianta A era varianta corectă. Da? Mergem mai departe. Am ajuns la cea de-a 7-a întrebare. 14. Numărul 14. Ia fiți atenți, o întrebare din fizică. Aolo, v-a schimbat la față. Ipoteza naturii ondulatorii a luminii a fost formulată pentru prima dată de varianta A, Hooke, varianta B, Huygens și varianta C, Fizeau. Imediat vă dau și... Știți? Trei variante de răspuns, o întrebare din fizică de data aceasta pentru voi. Să fie Hooke, să fie Huygens sau să fie Fizeau. Mai avem 25 de secunde. Fizeau.
5 secunde, 4, 3, 2, 1 și stop cronometru. Ascult. Varianta ce? Fizo. Din nou un răspuns greșit. Varianta A, hook, era varianta corectă. Mergem mai departe, cea de-a 8-a întrebare. Fiți foarte atenți, trebuie să mai dați un răspuns corect pentru a vă califica. 13. 13, sper eu să fie cu noroc pentru voi. Dintre următorii acizi, nu se găsește, atenție, nu se găsește în compoziția chimică a grăsimilor naturale, varianta A, acidul butanoic, varianta B, acidul stearic, varianta C, acidul palmitic și varianta D, acidul propanoic. Întrebarea cu numărul 13, da? Întrebarea și variantele de răspuns. Un minut la dispoziție. De secunde începând din acest moment. Nouă secunde. Opt, șase, șase, cinci, patru, trei, 2, 1 și oprim cronometrul, vă ascult. Varianta C, acidul palmitic. Varianta C, spuneți voi, acidul palmitic. Din nou răspuns greșit. Varianta D, acidul propanoic, era varianta corectă. Și acum, copii, mare atenție, mai avem două întrebări. Și îmi trebuie neapărat, pentru a vă vedea în competiția The Best, un răspuns corect. Paul, amestecă bine bilețelele, să pice domeniul pe care vi-l doriți voi. Să fie, să întrebarea fie, să fie. Întrebarea cu numărul 12. Să fie, să fie, întrebarea cu numărul 12. Hai să vedem. Întrebarea cu numărul 12. Cauciucul vulcanizat conține atomi de varianta A, fosfor, varianta B, clor, varianta C, iod și varianta D, sulf. Penultima întrebare pentru Liceul Șerban Vodă de la Slănic. Până în momentul de față aveți 4 răspunsuri corecte și 2 întrebări la dispoziție. Și 30 de secunde. Secunde, 7, 5, 4, haide să-i facem domnului profesor pe plac, da? 2, 1, 0, stop cronometru, vă ascult copii. Cauciucul vulcanizat conține atom de? Iod. De iod, spuneți voi, de sulf. Un răspuns greșit. Și acum, un personaj, un răspuns corect. Ați greșit numele personajului, v-ați descalificat. Ați ghicit corect numele personajului, intrați în competiția The Best. Sunteți pregătiți? Suntem. Succes! Dacă suntem și noi pregătiți, suntem. Haideți să vedem cine este în acea imagine. Uitați-vă foarte, foarte bine. Aveți un minut. O studiați foarte bine. Sunt fie din literatura română, fie din sport. Iată, v-am dat un mic indiciu.
Literatură sau sport, dragilor? Uitați-vă foarte bine la fotografie. Ia să vedem. L-am recunoscut pe Slavici, da? Din literatură. Hai să vedem dacă recunoaștem și personajul din sport. Hai, Paul. Știu că este din Formula 1, a pilot de curse. Așa. Nu-mi și greutatea exact lui în măsoară? Nu-mi amintesc exact numele lui. Este un om de o greutate foarte mare. La figurat vorbind. Poate fi măsurată în aur. Haideți! Titi Aur. Tare. Titi Aur. Da. Titi Aur, haideți că meritați. Era vorba într-adevăr de Titi Aur. Mi-ai dat jumătate din răspuns. De-aia am zis să-ți mai dau așa. Sunt convinsă că-l știai, da? Știai despre cine este vorba. Probabil ai avut un lapsus, da. Și îmi fac mea culpa dacă o să mă certe ceilalți. Îmi asum lucrul acesta, dar văzând că 50% din răspuns mi l-ai dat... Ți-am întins o mână de ajutor. Haideți să mai vedem o dată despre cine este vorba. Într-adevăr, Constantin Aur sau Titi Aur. Felicitări! Mm-hmm. Aveți... Paul, tu mai aveai puțin și începeai să plângi. Nu, ce să zici și tu. Am încheiat... Am fost foarte sigur că știam răspunsul. Am observat. Se mai întâmplă să ai și astfel de lapsusuri. Oricum, știai despre cine este vorba, nu m-ai dus cu gândul la un personaj din literatură sau din alte domenii. Erai din filmul acela. Am încheiat preselecțiile. Aveți așadar 5 răspunsuri corecte pe care voi le-ați dat din 10 posibile. Paul, cum a fost? La limită. Emoțional. Pe muchie de cuțit, cum se spune. Da. Nu mai reușești să-ți mai găsești cuvintele? Trebuie să mai lucrăm la lucrul în echipă. Să... N-a funcționat lucrul în echipă sau ce s-a întâmplat? Nu știu ce să răspund. Ia ziceți-mi voi, fetelor, poate știți voi să-mi răspundeți că Paul e foarte emoționat. Degeaba zice el că n-are lacrimi în ochi, pentru că îl văd, are lacrimi în ochi. Siguranța noastră pe răspuns. Ce s-a întâmplat? Zi-mi tu, din punctul tău de vedere. Avem două variante. Cu avem două variante la alegere. Așa. Și mereu o luăm pe cea greșită. Pe final. Pe final, la început, da. Mi-ați dat variantele corecte. Adică a fost așa, echilibrat oarecum, dar pe muchie de cuțit, exact așa cum spuneam. La asta mai aveți de lucrat? La fizică? La ce v-a mai picat vouă? Chimie. Acolo am văzut că ați cam scârțit. Au fost grele întrebările? Vi s-au părut grele? Sau... Nu am fost sigur pe răspuns. Mai aveți voi nevoie să vă pregătiți până la competiție? Pe domeniile astea mă refer. Cu siguranță. Nu vă pregăti. Am înțeles. Cum sunteți acum? Ia zi. Hai, că tu ai fost tăcut, așa, cu mințică în banca ta. E mai mică. Cum pleci acasă? Fericită? Da. Fericită, da? Da, și am scăpat de emoții. Ai avut emoții foarte mari. Ce înseamnă pentru voi faptul că ați trecut de aceste preselecții? O reușită. Este un pas important. Cât de mult vă doriți voi, echipa de la Șerban Vodă, să participați la competiția The Best, unde sunt înscrise alte 27 de licee din Prahova? Ne dorim foarte mult, având în vedere că anul trecut am fost la un pas. Acel smuc, cum au spus și de la Jean Monnet, a făcut diferență. Paul? Cred că colega mea a răspuns tot ce era de spus. Am înțeles. Păi, nu știu câte minute mai avem la dispoziție. Poate îmi spun colegii mei, îmi spun că nu mai avem niciun minut la dispoziție și vă văd emoționați. Cred că abia așteptați să încheiem emisiunea, să puteți să beți un pahar cu apă, să vă relaxați puțin. Felicitări încă o dată. Vă calificați și voi în competiția The Best. 5 răspunsuri corecte pe care voi le-ați dat în seara aceasta. Doamnelor, domnilor, a fost echipa liceului Șerban Vodă din Slănic. Noi ne revedem după pauză cu o altă echipă ce vine tocmai de la Comarnic. Este vorba despre liceul teoretic Simeon Stolnicu. Ne revedem după publicitate.